A gafat din nou în fața întregii țări. Viorica Dăncilă a confundat cuvântul predicții cu predilecții când a citit dintr-un discurs scris de consilierii săi. Sunt date oficiale care arată faptul că guvernul a avut dreptate și care infirmă cu argumente incontestabile predilecțiile opoziției, așa zișilor analiști, sau mai grav, a unor instituții publice. În cele 10 luni de mandat, premierul României a făcut peste 40 de greșeli de exprimare în timpul ședințelor de guvern sau a conferințelor de presă. În februarie, Viorica Dăncilă a afirmat că cei care dezinformează UE sunt autiști. O lună mai târziu, Viorica Dăncilă a gafat din nou, când a spus de 6 ori imunoglobină în loc de imunoglobulină, la o întâlnire cu executivul. În aprilie, premierul a pronunțat în loc de 2020, 20-20. Mai mult, demnitarul a comis și gafe de protocol la întâlniri cu oficialități din alte state. Viorica Dăncilă pune greșelile pe care le comite pe seama presiunii uriașe care ar fi exercitată asupra ei. Sunt om și omul este supus greșelii, a afirmat recent premierul României.